Măi, pe canalul ăsta facem review-uri, mă rog, fac review-uri la anumite chestii, device-uri, când vine vorba și la un moment dat de telefoane, dar în principiu sunt de buget. Cam în jurul sferei ăsta eu vreau să mă încadrez, pentru că review-uri la telefoane, la flagship-uri de astea super noi și super performante și super scumpe, găsim peste tot pe internet. Dar sunt anumite chestii destul de interesante, ieftine zic eu, și care fac foarte bine treaba, sau cel puțin asta vreau să văd eu, dacă își fac bine treaba sau nu. Bun, hai că nu mai stăm mult de vorbă. Ideea este că eu am vrut să fac review la produsul ăsta de ceva vreme, dar nu m-am apucat. Au venit idei peste idei și produse care erau din ce în ce mai interesante și l-am lăsat cumva pe ăsta mai în spate. Dar cred că e timpul să vorbim puțin despre asta. Este vorba de Samsung A70. Este cumva un flagship de la Samsung. Nu este vorba nici de S-uri, nici de Note-uri, ci AUR. Dacă nu știați, litera A din denumirea telefonului Samsung vine la Advanced. S vine de la Smart, Note știți de la ce, J de la Japan și tot așa. Bun, au anumite denumiri în funcție de litere. Aici am Samsung A70, care vine cu un design super interesant și performanțe destul de interesante pentru prețul pe care îl are. Vorbim aici de un telefon de aproximativ 1600-1700 de lei, depinde de unde îl luați, și hai să vedem ce este în cutie și ce ne oferă. Wow, dar despre ce vorbim? Bun, deci în primul rând, în momentul când deschidem cutia, avem în felul următor, Infinity U Display. În cazul în care nu știți, Samsung a patentat niște denumiri de display-uri, Infinity U, Infinity O și Infinity V, cred. O-ul este punch hole-ul pe care îl vedeți la Samsung S10, S10e, este acea mică găurică unde vine camera. Acesta este U, Infinity U, adică are o formă de U, camera montată și pusă în partea de sus a telefonului. Apoi avem on-screen fingerprint, avem amprentă în ecran, ultrasonică, amprentă ultrasonică în ecran, care este noua tehnologie de la Samsung și mă așteptam și la Apple să scoată asta, dar în continuare super fast charging, deci se încarcă super rapid, sper să aibă și încărcător fast charging, nu ca Apple. Bun, lăsăm telefonul puțin deoparte, să vedem ce mai vine în pachet. Avem un încărcător de tip Type-C, avem un încărcător Type-C în pachet, avem un încărcător pe care scrie mare și ne putem da seama, super fast charging. Ia să văd dacă reușesc să vi-l arăt și vouă într-o lumină de asta mai. Oricum are un mic fulger pe el și o pereche de căști care sunt. Cum un făgec? Avem un făgec la telefon. Deci Samsung A70 vine cu un făgec. În continuare, în cutie mai avem doar acul pentru cartelă, care este super interesant poziționat. Ok, acum se poate observa culoarea, cred, așa. A, perfect. Deci este. De fapt este un cameleon, este o culoare cameleon, pentru că eu din punctul meu de aici văd și verde și albastru și roșu și mov și... Este o culoare incredibilă. Telefonul ăsta are neapărat nevoie de o husă, este absolut incredibil, nu merită, nici mi-ar fi milă, mi-ar fi absolut milă să zgârie așa ceva, o culoare incredibilă ca asta. Arată foarte bine și este un telefon foarte mare. Hai să facem o comparație cu un iPhone XS, care... Da, deci... Se poate vedea diferența la tipul de ecran și la mărimea lui. Bun, hai să vedem ce găsim pe el. Pe partea din dreapta găsim butoanele de volum, plus, minus și butonul de power. Pe partea din stânga găsim sertarul pentru cartelă și în același sertar intră și două SIM-uri, nano SIM, tipul ăla mic de SIM. Telefonul ăsta este magnet de amprente, efectiv, orice degețel, orice... Și dacă mă uit la el să apară o amprentă. Pe spate avem trei camere, una de 5 megapixeli, una de 32 de megapixeli și una de 8 megapixeli. Una este de profunzime, una este camera normală și una este o cameră wide. Și un flash. În partea de jos avem în felul următor, mufa de încărcare Type-C, o mufă jack. Tocmai am zis. Avem jack, și un difuzor. Am pornit telefonul între timp. Se poate vedea în partea de sus a ecranului cum este decupat în jurul camerei în forma literei U. De aici vine și Infinity U Display. Ceea ce mă deranjează pe mine puțin vizual, și da, cam asta este problema la Samsung, este că nu e simetric. În partea de sus ai o margine mai subțire față din partea de jos. Și cumva da, înțeleg, pentru că în partea de jos vine încărcător, vine mufă jack și vine și un difuzor. Deci probabil au nevoie de spațiu, nu pot pune ecranul chiar acolo. Dar, cum zice și telefonul, să începem. Telefonul acum își caută actualizări, pentru că din câte știu, el vine cu One UI instalat peste Android 9. One UI este un update foarte bun după punctul meu de vedere. Am și eu un Samsung J4 Plus unde
nu mă așteptam, dar aparent ei au făcut update și au pus One UI peste sistemul de operare și se mișcă mai bine, se simte diferența și chiar arată mult, mult mai bine Android-ul cu One UI. Printre ultimii pași din instalarea telefonului avem posibilitatea de a proteja, de a băga metoda de securitate a telefonului și aici avem recunoaștere facială. O să încercăm amprente digitale, model, cod PIN, parolă sau niciună. O să încercăm mai întâi, hai să vedem, recunoaștere facială, să vedem cât de rapid merge pe recunoaștere facială. Fața înregistrată. Sunt maxim de curios cât de rapid se mișcă recunoașterea facială, dacă mă recunoaște și cu ochelari și fără, și dacă mă recunoaște și în întuneric. Chiar sunt curios dacă se ridică măcar aproape de nivelul pe care îl are iPhone-ul, de face recognition, de face ID-ul pe care îl are Apple. Bun, în momentul în care s-a deschis avem un ecran imens și colorat și îl deblochez. S-a deblocat. Deci în momentul de față s-a deblocat. Ia să vedem dacă ridicăm și îl aducem la față. Wow! Și are o animație foarte drăguță, ia să vedem, uite aici sus în jurul camerei, în momentul când așteaptă fața și dacă bag repede rapid. Ok. Vedem animația și dacă apropii fața. Wow! Oh! Se mișcă destul de rapid. Hai să vedem în întuneric. Am aprins ecranul, îmi caută fața și apropii. Nu pot să cred comerț! Asta m-a impresionat puțin, trebuie să zic. Probabil nu este la fel de precis, la fel de rapid ca cel de la iPhone, ca Face ID-ul de la iPhone, dar se mișcă destul de bine și cred că poate fi folosit în cazul în care de rateu imediat ai pus codul și gata. Hai să vedem și amprenta acum. Ok, acum avem și Face ID-ul, avem și amprenta digitală. Ia să vedem. Ok, dar stai că îmi recunoaște Face ID-ul. Se deblochează mult prea repede la Face ID și nu apuc să pun amprenta. Și punem degetul. Destul de rapid, surprinzător de rapid. Ok. Dacă pun degetul fără să aprind ecranul. Hai, cât de tare e asta! Deci, fără să ai ecranul aprins, doar pui degetul în zona în care ți-aduci tu aminte. Dacă ți-aduci aminte, oricum, cred că e zona asta de, ce, de jos toată. Ai pus degetul, ți-o recunoscut și ți-o roșitezi chestii imediat. Super tare! Super tare! Trecem la următoarea chestie, și anume la cameră. Ok, deci are detectare de profunzime și în momentul de față vreau să fac o poză cu bokeh. Bam! Ok, destul de interesant. Are posibilitatea de a filma în slow motion, mișcare super, sunt o grămadă de chestii, atâtea de multe moduri în camera telefonului, dar de fapt, general, la Android sunt foarte multe moduri. Pe mine mă dau puțin peste cap, îmi place mai mult, cel mai bine mi s-a prelat o cameră să aibă două tipuri de setări, full automat și full manual. La automat îți face el setările pe care crede el că trebuie să le facă pentru poza pe care vrei tu să o faci și la manual setările pe care vrei tu să le faci pentru poza pe care vrei tu să o faci. Are sens. Dar acum sunt curios de un selfie. Hai să vedem cum are și un selfie. De unde întorc? Așa, de aici întorc camera. Avem o leacă de claritate acolo. O leacă mai mult. Cred că aplică și un fel de beautify pentru poză. Ori mi se pare și arăt eu prea bine. Hai să facem și o poză la plântuță. Focalizăm. Reducem puțin în expunere. Și... bam! Din punct de vedere al camerei se descurcă super bine. Pot să zic că pentru bugetul ăsta, din punct de vedere al camerei, este extraordinar. Eu când vine vorba de telefoane sau de gadget-uri de astea, cum ar fi tablet, laptop, dacă o să apară prin videourile mele, nu mă interesează foarte mult toate detaliile din el, pentru că sunt o grămadă de chestii tehnice, o grămadă de cifre acolo care denotă benchmark-ul pe care l-are telefonul. Mă rog, foarte multe detalii. Dar pe mine mă interesează specific anumite chestii, cum ar fi camera frontală, camera din spate, câte camere are, dacă funcționează toate, dacă se văd bine, dacă poți să faci un selfie ca lume, pentru că asta contează la un moment dat, dacă funcționează bine telefonul, dacă este rapid, dacă este fluid, metodele de securitate, dacă funcționează așa cum trebuie, dacă sunt rapide, dacă se merită, dacă poate, dacă pune un impediment și mai ales prețul. Prețul contează, dacă se potrivește prețul pentru telefonul pe care l-am eu aici în față. Și ultima chestie pe care vreau să o vedem acum sunt difuzoarele. Vreau să văd dacă se aude bine, dacă telefonul ăsta are niște difuzoare din care poți face o mini parte acasă, să asculti o muzică de aia bună. Hai să vedem. Bine, nu o să ascult muzica acum, pentru că nu vreau să-mi iau strike, dar o să punem un video de al meu, să văd cum se aude. Ah, ok. Deci, dacă faci pinch, dacă faci ca pe iPhone și ai butoanele de control al telefonului în partea dreaptă dacă glisezi. Ok.
Hai să-l dăm mai tare. Așa că am cumpărat-o Lesser Projection Keyboard. Hai să vedem ce avem pe spate. Să mă rog, pe lateral. Prima dată avem, funcționează cu smartphone. Vreau să dau luminositatea mai mare puțin de unde aici. Sau cu console video, jocuri, etc. Ok. Funcționează cu Android, cu iOS 4 sau mai nou, cu Windows sau cu BlackBerry. Din calitatea telefonului, cum este făcut, nu-mi dau seama pe dacă pe spate are sticlă, pare a fi sticlă, pe margini aluminiu, destul de dur, mie așa îmi pare, îl simt dur în mână, dar, nu dar, are o calitate premium. Mie îmi place extraordinar de mult cum se simte mână, îmi place extraordinar de mult device-ul, cred că merită, de fapt, merită puțin mai mult decât prețul pe care îl are acum în piață. Este un telefon super bun pe care vi-l recomand, este un telefon de buget. Chiar am recomandat cuiva recent telefonul ăsta, dar fără să-i fac neapărat review, am mers așa doar pe intuiția mea și aparent, dacă te uiți la video ăsta, ți-l mai recomand încă o dată. Asta a fost pentru azi, eu vă mulțumesc tare mult, tare mult că v-ați uitat, nu uitați de like, share, subscribe, share-ul ăla. Bun, vă mulțumesc tare mult. Voi sunteți cei mai tari. Ne vedem în video următor. Pa!